Medicii din Spitalul de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava sunt provocați de managerul unității medicale Vasile Râmbu să urmeze exemplul colegilor lor din specialitățile neurochirurgie, ortopedie și epilepsie, de a utiliza proceduri medicale de înaltă performanță, în contextul în care conducerea instituției manifestă toată deschiderea pentru dotare. Jurnalistul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava, este de părere că managerul spitalului face eforturi consistente pentru a susține performanța în spital. Afirmația domnului Râmbu, din câte rețin, e făcută în contextul ăsta, că de a îi provoca pe medici să fie deschiși la orice tehnică nouă, da? La orice, hai, nu inovație neapărat, orice aparat care îl aduce, da? Să înveți să lucrezi pe el, numai cei mai tineri sau așa, pentru că nu poți performa decât pe aparate extrem de performante, da? Nu poți ține pasul cu medicina de vârf din lume, da, mă rog, hai, medicinal de vârf, decât dacă aduci, da, aparate de competitive. Da? Da. La Suceava s-au adus foarte mult, s-au investit foarte mult în aparatură și medicii sunt chemați să învețe să lucreze pe aceste aparate. Da. Trebuie menționat că managerul Vasile Râmbu a subliniat într-o conferință de presă că prin dotare și recrutarea de personal înalt specializat, spitalul din Suceava a reușit să recupereze o distanță mare față de spitalele din țară, îndeosebi față de institutele clinice.